marcat de Claudiu Cheșeru după această cursă furibundă. Excelent însă Kipciu, care s-a uitat, s-a oprit, a driblat și a pasat. Foarte decisiv. Inteligent Kipciu aici. Da. Nici la antrenament nu are asemenea ocazii Cheșeru. Pleașcă depășit în viteză și iată, Viorel Nicoare era în postura de apărător acolo, în marginea careului mic al lui Stanca, nu a putut să facă nimic. Pandurii repun mingea de la centrul terenului pentru a cincea oară în această seară. Va lua mingea acasă cu siguranță Cheșeru. Așa ar trebui și iată mulțumirile atacantului Stelei pentru colegul său Kipciu. Chiar dacă nu mai e Sâmârtean pe teren, are cine să-l servească pe Cheșeru cu pase de gol. Și totul a pornit de la acea deviere frumoasă din prima lui Paul Pârvulescu, cu care a recuperat mingea și a urmat un doiul cu Kipciu și contraatacul foarte rapid al Stelei. Minutul 83, Steaua Pandurii 5-0. Și cine spunea că Steaua n-are om de